STPT organizează un concurs pentru călători. Pentru Bulevardul Cetății începe un nou capitol. Sărbătorim printr-un concurs reluarea circulației tramvailor pe o arteră modernizată, verde și aerisită. Și pe cetății, ca în toată Timișoara, avem povești fascinante și vrem să le aducem la lumină. Lansăm concursul din albumul bunicilor. Trimiteți până duminică 25 februarie 2024 o fotografie mai veche cu Bulevardul Cetății și intrați în competiție pentru următoarele premii. Un abonament general anual pe toate liniile de transport în comun, două abonamente generale lunare pe toate liniile de transport în comun, 100 de bilete de 60 de minute pentru transportul în comun. Premiile sunt oferite de STPT, REATT, Societatea de Transport Public Timișoara. Concursul se adresează persoanelor de peste 18 ani. Fotografiile pot fi atașate într-un comentariu la postare sau trimise pe adresa de e-mail comunicare arond până duminică 25 februarie. Câștigătorii vor fi anunțați luni 20. 26 februarie transmit reprezentanții STPT.